Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Am rămas data trecută sub muntele templului, căutând chivotul prin cavernele de acolo, cu scandalul care s-a produs atunci când arabii au aflat despre căutările evreilor și vom continua de data aceasta aceeași lucrare, însă îndreptându-ne puțin în lateral spre un alt obiectiv. Obiectivul de astăzi este Institutul Templului. Chivotul și Institutul Templului. Spuneam că Chaim Richmond este directorul acestui institut. Într-adevăr, o clădire monumentală din cartierul evreiesc, unde sunt mulți specialiști, un personal destul de bogat și bine specializat, care are un singur obiectiv, să pregătească absolut totul pentru reconstrucția celui de-al treilea templu. În primul rând, să facă planurile după care să fie construit templul. În al doilea rând, să taie pietre și să pregătească materialele de construcție. Evident, pietre masive și grinzi de lemn de cedru sau probabil acum de lemn de brad sau ceea ce vor alege ei. A doua problemă. A treia problemă, să pregătească tot inventarul interior. Fiecare obiect care era în sanctuar, hainele preoților, uneltele de lucru și vreau să spun că aceste lucruri deja le-au făcut. Institutul Templului este astăzi o clădire unde specialiștii studiază, lucrează și își pregătesc lucrurile și în același timp este un muzeu, aș putea spune, sau o expoziție unde lucrurile pe care le-au făcut sunt expuse, sunt lucruri la aceeași scară cu cele naturale, deci 1 la 1, lucrate în aceleași condiții în care au fost făcute acum 3.000 de ani, dacă e vorba de țesătură in sau bumbac sau cânepă, toarse cu mâna, țesute la război manual simplu de pe vremea aceea, dacă este vorba de cupru sau de argint, sunt lucrate la mână, bătute, ca să fie exact ca atunci, plus tablouri, machete la o scară mai mică, așa încât în trei săli aceste obiecte sunt expuse, pot fi vizitate, există explicație în multe limbi, printre care și în limba română, așa încât cei care mergeți în Ierusalim vă invit să vă duceți să vedeți acest institut al templului, care are să vă reamintească despre sanctuarul din Biblie și vă ajută să înțelegeți mult mai bine sanctuarul așa cum funcționa el pe vremuri. Acest institut al templului care și-a făcut lucrarea are un singur obiect pe care nu l-a reconstituit, chivotul. Pentru că au recunoscut și susțin chivotul este unicat, nu poate fi refăcut. Îi avem toate datele, le știm, dar nu poate fi, pentru că în chivot există cele două table ale legii scrise cu degetul lui Dumnezeu. Acest lucru nu poate fi copiat, refăcut pe nicio cale. Este originalul divin care stă la temelia societății civilizate, religioase și morale din totdeauna până astăzi. Recunosc aceasta și din acest motiv căutările chivotului sunt o prioritate și speră că într-o zi vor găsi chivotul. Restul obiectelor, absolut toate sunt făcute la scara de 1 pe 1 în
aceeași modalitate ca în Antichitate, sunt expuse și noi le putem privi. Ceea ce este impresionant în acest muzeu, expoziție, este la final de tot un mic filmuleț în care câțiva copii, în jur de 10 ani, de la joaca lor, de zi cu zi, aleargă și vin la un bătrân care citește Tora și sunt foarte interesați și privesc înainte și arată înainte, iar mesajul este: copiii sunt gata. Ei sunt pregătiți ca să îl întâmpine pe Mesia, ca să construiască al treilea templu. Tu ești gata? Aș parafraza aceste lucruri. Timpul a venit. Cerul întreg este gata. Tu și cu mine suntem gata ca să-L întâmpinăm pe Hristos. Evreii susțin că numai atunci când vor avea templu, când vor putea să reînceapă jertfele, poporul Israel va avea liniște, pace, siguranță și viitor. De aceea, cea mai importantă problemă a lor este refacerea templului. Pentru acest lucru sunt necesare trei lucruri importante. Primul lucru este obiectul lipsă. În institut avem toate obiectele, absolut tot. Undeva pe la margini, neștiut de noi, sunt pregătite pietrele, lemnele, schițele, doar să înceapă lucrarea. Dar obiectul principal, inima întregului sanctuar, lipsește, chivotul. Obiect pe care îl caută și speră că într-o zi îl vor găsi. A doua problemă este, dacă avem preoți care să îl preia de acolo de unde este și să pună mâna pe el pentru că numai ei au dreptul, preoții aceia trebuie să aibă mâinile curate, nu de noroi sau de praf, ci curate din punct de vedere spiritual. Și acea curățire spirituală nu se poate face decât cu cenușa vacii roșii. Cenușa vacii roșii, amestecată cu apă, este substanța care îi curăță ritual și le permite să pună mâna pe chivot. Așa că, înainte de a avea chivotul și de a-l lua de acolo de unde este, au nevoie de cenușa vacii roșii. Și atunci, unde este această cenușă? Unii speră că mai e pe undeva vreo urnă care a rămas de acum 2000 de ani. Am văzut că unii au sperat că la Qumran au găsit o urnă, dar nu era cenușă, era altceva. Însă, lucru cu adevărat sigur este să găsească o vacă complet roșie, să o sacrifice și să îi facă cenușa. O caută de mult. De curând, evreii au cumpărat 5 vaci din America, care erau roșii, le-au adus în Israel și le țin până când vor împlini vârsta de 3 ani și atunci pot să fie sacrificate, dacă, până la vârsta aceea, nu vor apare fire de altă culoare. Foarte important, toate firele pe corpul lor să fie roșu. Este a doua condiție. Ei spun așa, când timpul va veni ca să ne facem templu, ca să luăm chivotul, va apare și vaca roșie. Așa că noi o căutăm, o cercetăm, o studiem și
când va veni timpul, o vom avea. Nu știm dacă va fi una din cele cinci sau va fi alta. Important este că ei sunt în căutare, sunt pe acest drum. Al treilea element și cel mai important este Mesia, venirea lui Mesia. Lucrul acesta l-a spus pentru prima dată marele învățat rabin al evreilor din perioada medievală, Moshe Maimonide. El spunea că Mesia are ca drept obiectiv reconstrucția celui de-al treilea templu. Când va veni Mesia, se va reconstrui al treilea templu. Interesul pentru Mesia este foarte mare printre evrei, iar în prezent asistăm la o dezvoltare, la o creștere a acestui interes cum nu a mai fost niciodată. Dacă până acum doar evrei ultra-religioși erau preocupați de acest lucru, dacă doar ei își puneau problemele și iată cum și le puneau, în 1905, evreii veniți din centrul Asiei, Buhara și alte zone de acolo, fostul URSS, acești evrei veniți de acolo au construit o clădire foarte monumentală și mare în Ierusalim, numită Aici va locui Mesia. E un mic palat pe care l-am văzut și care niciodată nu și-a găsit o altă întrebuințare, fiind când o școală, când altceva, dar niciodată nu a fost funcțional în sensul real al cuvântului, pentru că ei spuneau, este palatul unde va locui Mesia. O altă grupă de rabini ultra-religioși din timpurile noastre au construit și ei un cartier, spunând că în acel cartier există o clădire specială unde va locui Mesia. Pregătirea este doar omenească și așteaptă. Dar ceea ce e interesant, evrei mai puțin religioși, evrei din conducerea statului Israel de astăzi, sunt influențați de acest curent mistic mesianic. În timp ce vizitam Institutul Templului, de foarte multe ori merg acolo și m-am împrietenit cu liberalul de la acel institut și îl întrebam, vă construiți templu? Sigur că da, cu adevărat îl vom construi. Și ce faceți cu arabii care ocupă muntele templului, cu cele două clădiri importante ale lor? Și cu un gest foarte orgolios a arătat, vor dispare toate când va veni Mesia. Deci, speranța este Mesia. Când El va veni și El va fi un om, un om special, un eliberator al lor, va da la o parte tot ce a mai rămas pe platforma templului ca clădiri importante arabe, musulmane, și își vor face templu. Asta cred. Dragi prieteni, lumea în care noi trăim, în loc să devină mult mai seculară și mai sceptică, devine din ce în ce mult mai mistică și mai religioasă. Observați cu atenție conflictele care sunt astăzi în lume, războaiele destul de serioase, toate au la bază un gând religios puternic, care este elementul declanșator al acestor războaie. Conducătorii care pretind că sunt oameni seculari, oameni bine educați, sunt și ei influențați de acest virus mistic. Iar pentru evrei, acest virus mistic este mesianismul. Nu mai pot să aibă
un calcul real al forțelor care există în lume, al rivalilor, al susținătorilor, așa cum spunea Domnul Hristos. Când te duci la un război, gândește-te bine dacă cu 10.000 de oameni poți să faci față la o armată cu 20.000 de oameni. Și înainte de a intra în bătălie și a fi înfrânt, mai bine cere pace. Aceasta este logica, aceasta este rațiunea care te îndeamnă. Însă, tot mai mult, conducătorii de astăzi nu mai au această logică, ci au viziunea mistică. Noi luptăm pentru o cauză nobilă, sfântă. Noi suntem reprezentanții adevăratei religii a lui Dumnezeu. Noi avem speranța lui Mesia. Va veni Mesia și ne va elibera, ne va da forța de care avem nevoie. Acesta este curentul care crește, crește, crește. Citind diferite lucrări și articole ale acestor oameni religioși, spuneam data trecută că trei rabini importanți s-au unit pentru aceasta, rabinul Goren, care a fost rabinul șef al armatei israeliene din timpul războiului de 6 zile, colonel în armată și rabin în sinagogă, rabinul Getz, care pe vremea aceea era rabinul șef al sinagogilor de la Zidul Plângerii, și rabinul Richard Richmond, care este directorul Institutul Templului. Probabil că între timp au apărut alte persoane în locul celor mai în vârstă care au plecat la odihnă. Chaim Richmond încă este în viață și este directorul Institutului și este cel care a publicat mai multe cărți și cel care a declarat. La ultimele alegeri din Israel, partida religioasă a câștigat majoritatea voturilor în Knesset. Este o mare victorie pentru noi, fiindcă acum, când avem majoritatea în Knesset, putem să dăm legi care să susțină cauza noastră, care să ne permită căutarea chivotului și, în final, să ne permită reconstrucția templului. Aceasta este viziunea. Dacă acest parlament cu majoritate va reuși sau nu, rămâne de văzut. Ceea ce observăm astăzi pe arena politică israeliană este o înfruntare teribilă între partida seculară și cea religioasă. Cea religioasă nu a reușit să impună legile pe care și le-a dorit datorită unei opoziții furibunde a celei seculare. Un pas mare s-a făcut. De la 1% cât aveau religioșii în 1948 la înființarea statului Israel, acum au trecut de jumătate, din 120 de locuri în Parlament au deja 64. Din punct de vedere numeric, ar avea posibilitatea, nu știm ce se va întâmpla, dar trendul este în favoarea lor și într-o zi vor avea o majoritate suficient de puternică ca să își impună legile de care au nevoie și să treacă la acțiune. Un subiect extrem de sensibil, extrem de interesant și despre care vom vorbi data viitoare sau cât de curând. Până atunci, doresc să mă întorc la Institutul Templului, care a fost în centrul nostru și găsirea chivotului. Ei sunt la ora actuală principala forță care conduce și care se ocupă de
toate aceste lucruri. Ei își au toți specialiștii, au și fondurile necesare, curentul le este favorabil într-o mare măsură și așteptăm ca zilele să ne aducă noi date. N-am vorbit nimic însă despre partea arabă. Este foarte important. Am spus că atunci când au aflat că evreii fac săpături sub muntele templului, au fost extrem de revoltați, o mare mulțime s-a adunat ca să îi sfâșie pe evrei care se ocupau cu așa ceva și doar poliția și armata a reușit să stopeze o vărsare de sânge. Din acest motiv, lumea musulmană, per ansamblu, aproape 1 miliard de musulmani, sunt cu ochii pe Ierusalim, pe muntele templului. Punctul cel mai sensibil. Sunt atât de speriați de ideea că evreii ar putea să ocupe muntele templului, încât orice mică mișcare, chiar dacă nu e nimic, sunt totuși gata să creeze o diversiune și să agite lumea. Eram în Aman, capitala Iordaniei, foarte aproape de Ierusalim, mergând pe drum nu-i mai mult de 60-70 de kilometri și nu am putut să vizităm orașul, pentru că tot orașul era o grevă și o demonstrație, nu știam ce strigă, nu le puteam citi plancartele lor în limba arabă, dar ghidul mi-a spus că la Ierusalim este o foarte mare problemă, pentru că evreii au încercat să ocupe muntele templului. Și ei acum fac demonstrație pentru ca muntele templului să nu fie ocupat de către evrei. Mi-a spus să vezi că nici nu o să poți intra în Ierusalim. Eram foarte curios. În aceea zi am plecat spre Ierusalim și cum am intrat în vamă, primul lucru am întrebat ce se întâmplă la Ierusalim. Mi-a spus nimic. Liniște perfectă. Nu mi-a venit să cred. Când am ajuns în Ierusalim, am spus vreau să merg neapărat la Zidul Plângerii. M-am dus. Totul era normal. Veneau oameni, se închinau, se întorceau. Arabii se duceau pe muntele templului, se rugau și ei. Nu era absolut nicio mișcare suspectă. Și la 60 de kilometri, o agitație teribilă, că Ierusalimul este ocupat. Ca să vedeți, și atunci când nu e nimic, se creează această mare agitație. Am asistat la ultima provocare de pe muntele templului care a declanșat războiul Israel-Hamas în toamna anului trecut pe 7 octombrie. Eram pe 18 septembrie pe muntele templului și le explicam turiștilor ceea ce a fost și ceea ce este în prezent acolo. Când un grup de vreo 20 de evrei religioși au urcat pe muntele templului, îmbrăcați în hainele lor specifice și protejați de cel puțin vreo 10 polițiști. Ascunse sub haine, au avut șofar și după ce au mers ceva mai departe de noi, au sunat din șofar pe muntele templului, fiindcă era între sărbătoarea trâmbițelor și ziua ispășirii, perioadă în care se sună continuu din șofar. Lucrul acesta i-a intrigat atât de mult pe musulmani, încât au spus, ne-au profanat muntele templului și ne răzbunăm. A fost ultima picătură care a declanșat macelul teribil pe care l-au făcut Hamas în Israel. Iată, am vrut să vă arăt cât de sensibil este muntele templului. Arabii țin atât de mult și chiar când nu e nimic,
le este teamă, însă când ceva, doar simplu fapt că a sunat dintr-un corn, a declanșat o revoltă și o revoltă teribilă, vă puteți da seama ce se va întâmpla când oamenii se vor urca pe muntele templului cu macarale, cu materiale de construcții, ca să înceapă reconstrucția celui de-al doilea templu. Prieteni, lumea noastră este în fierbere. Oamenii noștri se deplasează de la rațiune și logică spre o mistică religioasă extrem de periculoasă. În fiecare zi apar noi și noi evenimente. Aceasta este lumea noastră. Mai avem încă câteva amănunte pe care dorim să le spunem în dreptul chivotului, a muntelui templului și a idealului evreiesc, reconstrucția celui de-al doilea templu. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Dumnezeu să vă poarte de grijă!